rezultatului 10 la bacalaureat, obțin acest privilegiu, este am plimbat astăzi cu trenul regal. Ce reprezintă pentru tine această oportunitate de a călători alături de reprezentanții casei regale? Cum am spus, reprezintă un privilegiu imens, în primul rând datorită reprezentanților casei legale, dar și datorită reprezentanților municipiului Megidia, care de asemenea vor fi alături de noi și lângă care sunt foarte mândră să fiu acolo. Astăzi la această importantă și istorică adunare, vizita principesei Margareta în garnizoana Megidia, pentru că eu sunt militar, așa îmi place să spun, nu municipiul Megidia, ci garnizoana Megidia, și să bătorim niște momente unice aici la Megidia.
140 de ani de la alipirea Dobrogei către patria mamă și 160 de ani de la inaugurarea de către regalitatea primului pod peste Dunăre care lega țara mamă de provincia Dobrogei.